vom aborda un subiect mai serios. În special pentru șoferi, o experiență care poate avea un impact tragic. Explozia anvelopelor. De ce explodează acestea? Cum să ne comportăm în cazul când explodează una din cele patru anvelope? Vom discuta astăzi cu expertul auto, Artur Cecan. Bine ați venit, domnule Cecan. Bine v-am găsit. Nu știu dacă ați avut în experiența dumneavoastră de șofer cazuri când v-a explodat o anvelopă. Eu cel puțin am avut și sper să nu o mai resimt. Spuneți-ne, de ce explodează anvelopele? Cauzele exploziunii anvelope pot fi mai multe, multiple. În primul rând, presiunea incorrectă. Mm-hmm. Adică, deci roata inflată prea tare. Prea tare sau subinflată. Mm-hmm. Ce ar însemna asta? O roată subinflată, respectiv, este predispusă la flexiuni. Mai mult. Dar noi cunoaștem, posibil nu toți cunosc, dar în interiorul unui pneu sunt fire de metal. Și noi știm din copilărie, oricare fir de metal care nu ar fi, dacă îl flexezi mai multe ori, el se încălzește, respectiv aduce la deformarea lui. La fel se întâmplă și cu anvelopa. În momentul când ea atinge carosabilul, se flexează. Uh-huh. Apoi, în momentul când a trecut contactul, carosabilul și se repetă în continuu. Și cu cât viteza este mai mare, cu atât mai mult flexiunile astea sunt mai multiple. Uh-huh. Și, respectiv, vine la o uzură prematură a pneului și totodată există riscul ăsta de a exploda. Deci primul motiv e roata dezumflată. Trebuie să fim atenți atunci când observăm că una din anvelope, din roții mai slabe, cum zicem noi în popor așa, trebuie neapărat să rezolvăm această problemă.